nicio problemă, exact de timpul omului până când are puterea să spargă spațiul din vol. Interesantă problema respectivă și este totuși într-o bioeconomie unde dincolo se trece spre regret. Economie și entropie, lei decidită. De aceea invocăm de fiecare dată că fără matematică de nivel înalt, fără viziunea asta de complexitate, nu va mai merge nici dreptul, nici economia, nici biologia, pentru că toate trebuie formalizate la un nivel mai profund decât o simplă listă de, cum să spun, un catalog de noțiuni pe care le învățăm la școală în mod automat. Trebuie să facem un salt. Greg Egan, scriitor de SF, are o idee nebună, SF, bineînțeles. Spune așa, la un moment dat pământenii se vor trezi cu pământul învăluit într-un fel de om care ne oprește să ne ducem mai departe și mai ales să atingem soarele în vreun fel. De ce se descoperă un șir de o tramă lungă a poveștii? Pentru că în întregul univers locuit, rațional, și există un cerc al raționalilor peste tot, în întregul univers, sunteți singura specie care, atunci când intervine într-un proces cuantic, îl transformă. Știți, da? Când începem să măsurăm o stare cuantică, faptul că se observă, că se amestecă observatorul, schimbă starea particulei. Ei zice, asta nu faceți decât voi, cum o să apinsesc pe acolo și vă închidem. Alții nu fac asta. Poate că avem asta. Poate că avem asta. Avem și altele. Cine știe cât de puternică molecula asta de ADN, care circulă peste tot în spațiul cosmic, eu n-am nicio doială că e umblă peste tot și unde găsește mediul potrivit, se dezvoltă. Până unde? Până la sublim. Alte întrebări. Să vedem alte întrebări. Dar toți pot să-ți inventeze o mie de răspunsuri posibile. O mare baterie privind găurile negre s-a desfășurat între Hawking, savantul care stă în fotoliu mișcat și care se bănuiește că are o minte supraumană, numai că drama este că el ne vorbește cu trei degete de la o mână, în rest este complet blocat, n-are, e în scaunul lui Protile și complet blocat și apasă pe un computer, pe păstrăul unui computer, care are un număr fix de cuvinte. Pe urmare, și dacă Hawking ar vrea să le spună mai mult, poate că el vede mai mult decât în trei dimensiuni, nu poate că nu are vocabularul acolo și nu poate nici să-l ceară vocabularul. El a venit cu ideea găurilor negre, care acum e acceptată de toată lumea, în mijlocul galaxiei noastre se găsește o gaură neagră. Nimeni nu s-a întors de acolo ca să ne spună cum va fi, dar nimeni nu poate să oprească creierul nostru să judece ce ar putea fi acolo. Energia și materia sunt sute de acea gaură neagră și mai departe nu știu. Luate în interior și ce se întâmplă? Expulzate în altă parte. O lege a naturii spune că nimic nu se pierde, nimic nu se câștigă, totul se transformă. Păi dacă este ne luăm după legea asta, nu, acolo intră și undeva trebuie să iasă tot materie. Nu-i așa. Când s-a făcut așa, prima, nu primul calcul, ci prima încercare de a prezenta Universul, știți că un domn pe nume Hubble a văzut că galaxiile se îndepărtează unele de alte, deci dacă se îndepărtează înseamnă că vine undeva și s-a întors cu calculele până la acelul de la început și a găsit că a existat un început acum 13,8 miliarde de ani. Acesta este Big Bang, atomul inițial, care era un atom încărcat de energii infinite, toate forțele erau la un alt, atomul se explodează, primii 200 de mii de ani nu prea știm ce s-a întâmplat, fiindcă nu avem de unde să cercetăm, fiindcă nu a apărut să fotonii, nu a apărut să lumina. Apoi se face lumină și putem să observăm lucrurile. Când se face lumină, eu închipui așa.
cred că am pe undeva, poate că ar trebui să le arătăm parabola asta, hiperparabolul de rotație care e, și la un moment dat, deci, forțele care sunt patru, ca să știm, electromagnetismul, gravitația, forța slabă și forța tare, sunt toate patru la oaltă, apoi încep să se separe, 300.000 de ani, e un fel de spasm al Universului, spun cercetătorii de astăzi, spun, ei n-au putut să se uite la ceva, ei doar pun ecuațiile să lucreze pentru ei. Și apoi se întâmplă ceva. Apare materia. De ce apare materia? Fiindcă trece o mașinărie, eu așa mi-i chipui. Pentru mine, dacă vă spun asta. Deci, vezi că trece un fel de mașinărie care zunză-i tot timpul. E egal cu MC pătrat, e egal cu MC pătrat, e egal cu MC pătrat. Și din energia infinită, face pe M, care înseamnă materie. Atunci apar coarcii, care sunt semințele semințelor atomilor. Coarcii se combină câte trei, fac proton, și întâi apar atomul de hidrogen, apoi fac neutron, helium și așa mai departe, și tabloul de lumină de helium se construiește datorită unei forțe numită de fuziune, fuziunea nucleară, face asta mai departe. Ia închipuiți-vă mașinăria de care vorbește domnul profesor, care face invers. Deci tu inventezi această ortomașinărie, care zice, dacă E egal cu MC pătrat, M egal cu E supra C pătrat. Și fă-o să meargă înapoi și să meargă înapoi și să meargă înapoi. Și ia toată materia în spatele tău și prefăr energie. Asta e o mașinărie pe care o creează numai că e omenesc. Poți să-mi închipui așa? Sigur că e o joacă. Ce fac eu acum? Dar e un fel de explicat. Așa că poate la capătul găurii negre este o gaură albă de vieme care face înapoi lucrurile, reface lucrurile. Poate da, mintea omenească are dreptul să se avânte până acolo. Doce, că mă bucură tare că întrebați de cei ce preocupă de declarația la vârsta asta. Asta mi se pare deja un sal de care trebuie să fim foarte atenți, pentru că au mintea deschisă, au nevoie de alt gen de abordare și au nevoie de niște mentori, pentru ca să poată să primească totuși o bază conceptuală, pentru că altfel deja, la un moment dat, se creează o lume de chimere care formează ceea ce noi numim pseudoștiință, care este o catastrofă. Deci, cu alte cuvinte, este într-adevăr, dacă te preocupă această problematică, să-mi dai mail-ul la sfârșit, ca să poți să-ți trimiți niște materiale, pentru că există un model foarte nou, acceptat de nivelul academic, care este într-o observație, materia este o energie condensată, dar există ceva profund în universul ăsta, o informație, o indiviuță formă, o informație care este energie codată, care este cu tot o altă factură. Deci, pe suprafața găurii negre, pare să se sedimenteze informația întregii materii care colapsează în gaura neagră. Deci, cu alte cuvinte, este o compresie informațională pe suprafața găurii negre, la care lumea a început să aibă ideea că ar putea avea acolo acces la altă informație care a fost în universul care colapsează în gaura neagră. Deci, cu alte cuvinte, este un fel de regândire la un nivel foarte fizic a problemelor de acașa, cum era înainte, cu baza informațională la care omenirea poate să aibă acces. Și de fapt unde se conservă informația întregi univers. Și există lucrări care deja sunt omologate, deci merită puțină discuție pe ideea găurii negre și există niște filme pe internet pe care dacă mi-e dai expertă, îți le pot da cu niște sinteze foarte bine făcute cu desen animat care sugerează și dublate de niște personalități care descriu la un nivel persoanele care recunoscute de cel mai mare domeniu respectiv în lume. Dar închei această paranteză și spun că în momentul de față suntem poate în cea mai fluă perioadă. Nu le luați de potamo, sunt tatălări, sunt încercări, sunt modelări, suntem prea încă poluați de ideea de lume mecanicistă, de lume adusă din simțuri. Vedem atomii ca niște pile care se învârt în nuclee, care se învârt. Teoria vortexului arată cu totul altfel, spațiul ăsta de eteru este un spațiu dens, cu densitate foarte mare, de-a comportate fundamentală, plecare nulă. Deci noi ne mișcăm pe universul ăsta într-un mediu care are, în principiu, proprietatea de densitate foarte mare, dar plecare nulă, de aceea o simt. Ne plicăm prin spațiul ăsta care deja e o entitate. Deci avem acum tatonări, școli de matematică, școli de fizică care experimentează
într-o triadă, nu doar în decizii și materie, Einstein a fost cumva nivelul care a pus punct între legătură între energie și materie, dar odată cu informația s-a, dar nu informația de calculator, informația ca dimensiune ontologică, să numim, informația ca proprietate profundă a Universului, faptul că cei doi coarți se așează cum trebuie, nu oricum, informația care așează primar devine fundamentală sau cea o triadă, informații de ce e materie, informația nu are nevoie de spațiu-timp în sensul clasic, informația este în afară spațiu-timpului, informația creează spațiu-timp. Și apoi noi începem să guvernăm cu aceste noțiuni. Ele sunt în mai multe școli. Apar modele. Modelul începe să genereze proprietăți. Începem să avem metode, pentru că avem materiale, nanomateriale, grafene, nanosensori. Începem să avem o lume experimentală în care putem să începem să verificăm ipoteze la un nivel la care ne-am dorit doar să ne facem atenți și de aceea pun și pe Facebook și pune și pe știință și tehnică și peste tot flash-ul. Uitați-vă acolo, acolo, că toate foarte mare, dar fiecare va fi atras de către o direcție ca să poată să se autodezvolte. Iar, cum să spun, compresia în imagine, apropo de ce cea domnul Doc, fundamental, modul de comunicare, nu mai e în cărți 7.000 de pagini. E deja compresie multisenzorială, imagine cu miros, cu dinamică, cu grafică, ca să poți să comprimi informația, să transferă într-un timp limitat, ca avea dacă ar trebui să descoperi, să vă transmite ce vrea să spună modelul găurii negre și modelul suprafeței orizontului temporal pe care fractal se depune informația, ar trebui probabil 20 de ani în cuvinte. Dar în formă grafică compactă, un limbaj, e ca și o nouă scriere. O scriere compactă care să poată permite o vizualizare a megabatelor de date, ca să faci o legătură, trebuie să naște o altă lume. România e bine plasată între Orient și Occident și are capacitatea de conexiune, deci avem o libertate de gândire care ne duce de multe ori în simere și o grămadă de fantezii, dar același timp ne poate duce și într-o cercetare fundamentală care merită doar să avem o bază de cunoaștere, să avem o bază de bună. Am închis o paranteză, altă întrebare. Sunt două întrebări, ce spuneți? Cât de tare ne conștientizăm în bagajul uriaș de cunoștințe care se construiește în jurul nostru? Mi-e greu să spun, asta depinde de la zona geografică la zona geografică. În orice caz, Europa este locul în care lucrurile se întâmplă de mai multe sute de ani, suficient cât să zicem că am mers foarte mult la școală. Dar, întrebat fiind într-o emisiune despre felul în care s-a format Universul, am explicat în două minute, că iată Big Bang-ul și le-am spus povestea care trece. Dacă nu mă credeți, le-am spus, ca variantă nu aveți decât Biblia. Luați-o de acolo, 6.000 de ani, a făcut Dumnezeu lucrurile, a calibrat Universul, toate sunt simple, am terminat. Deci nu aveți decât de ales. Sunt două drumuri perfect paralele, care deci nu se vor întâlni niciodată. N-ai decât să ai nevoia de spiritualitate, se pare că avem în gene. Peste 80% dintre noi avem nevoia de a ne așeza în genunchi, în fața unei forțe care sunt, care este. În toate religiile, asta e valoare. Da, până la 80% înseamnă că mai rămân până spre 20%, care nu. Bun, și dacă scriu-i teoria restrânsă a relativității sau teoria lărgită a relativității, deci să prefacă nu știu ce e acolo, la un moment dat poate să zică, dar de fapt eu, Voltaire a fost cel mai pișitier în asta. A zis, eu cred în Dumnezeu, eu cred în Dumnezeu, și când s-a apropiat de bătrânețe, a zis, ia stai, mai bine să mă pun eu bine, pentru că nu se știe niciodată. Mintea aia de Voltaire și de plan noastră. Bun, ele merg perfect paralel. Odată la Paris, într-un proiect pe care vreau să spun că l-am început în România, Știință și Spiritualitate, am asistat la un moment dat în care în sala aia, 6.000 de locuri, prin ciclu mare la UNESCO, au fost călugări de toate religiile, inclusiv
Mitropolitul Daniel Nehatu și Mitropolit, am vorbit acolo, și față în față cu savanți. Și cu savanți, între care unii erau croianți, cum spunea aici, alții nu. Nu s-au certat deloc, fiecare și-a spus punctul lui de vedere. Între altele, moderatorul întâlnirii a fost Basarab Nicolescu, fizicianul francez Basarab Nicolescu, și el a purtat discuție echilibrat mai departe. Drăguț a fost unul dintre americanii care mai mulți ani a petrecut la Paris și a povestit cum a venit el, s-a stabilit gustul de la Sorbona, în zona de făcut cercetare, fiind croian, s-a dus la biserică. A mers la biserică și împreună cu soția, copiii, la slujbă, preotul s-a adresat direct lui Dumnezeu și a spus, tu, am rămas zguduit, cum te să te adresezi lui Dumnezeu și să-i spui tu. În engleză, you înseamnă și tu și dumneata. În franceză, tu e foarte special. Dar mă rog, am fost eu bulversat, spune americanul, și l-am ascultat până la capăt, sermon, adică ceea ce cuvântarea pe care o ținea el acolo, și punând problemele care erau și în Franța și în lume, ce face o pauză, îi zicea nou, se întoarce, a vorbit în franceză, se întoarce la limba engleză și spune, după o pauză așa de efect de câteva secunde, do I have doubts? Am îndoieli? Și răspunde, you bet I do. O să fii sigur că am. E cel mai simplu fel de a, nu, cel mai clar fel de a vă explica ce e mintea unui savant care e în față cu ecuațiile diferențiale. Ecuațiile diferențiale sunt adevărate, sunt Dumnezeu. Acolo, lui iese tot, e universul care s-a desenat acolo. De ce mai e nevoie de altă forță? Iar Polkinghorne, care e dintre cei care susține teoria multiversurilor și care e și călugări de altele, Polkinghorne explică că universurile sunt diferite unul de altul, că universul ăsta genomic în care suntem noi e universul cu timpul, deși aici ne spune timpul e o încăpățânată iluzie, în realitate, dar sunt